Meciul dintre BCMU Pitești și CSM CSU Oradea, jucat la Pitești, a fost unul cu dese răsturnări de scor. Oradea a început mai determinată meciul, iar la jumătatea primului sfert avea un avantaj de 4 puncte pe tabelă, scor 12-8. După primele 10 minute, diferența era de doar 2 puncte între cele două echipe, 18-16. Goran Gajovic și-a adus echipa în avantaj în startul sfertului 2 cu un coș de la mare distanță. Zekovic a punctat de afară pentru 22-19, iar scorul era egal 24-24 cu 5 minute rămase din prima repriză. Echilibrul s-a menținut și după terminarea celui de-al doilea act, când tabela indica 30-30. Echipele din Oradea și Pitești au mers cap la cap și după pauză, astfel că înaintea ultimului sfert scorul era 46-46. Reușitele lui Markovic și Holt au adus CSM-ul în avantaj, scor 55-52, Brusar a înscris din apropiere pentru 59-54, dar Telton i-a apropiat pe Argeșen la doar două lungimi după un coș de 3 puncte, 59-57. Bobe Nicolescu a marcat și el de afară pentru 62-57, însă Nicola Ieremici a adus-o pe BCMU Pitești în avantaj cu 29 de secunde rămase din meci, scor 63-62. Bihorenii nu au mai înscris până la final, iar echipa antrenată de Tudor Costescu obține o victorie importantă pe propriul teren.